tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Georgiana. Videoclipul de astăzi, evident, nu este un vlog. Vreau să vă povestesc un pic despre o carte pe care am citit-o de curând. Este vorba despre Povestea slujitoarei de Margaret Atwood. V-am arătat această carte într-un haul, într-un videoclip anterior, în care v-am arătat diverse cumpărături. Am citit cartea între timp, m-am uitat inclusiv la serial și la film. Este un serial ce a apărut anul acesta, dar este și un film făcut prin 1990. O să vă spun despre fiecare părerea mea în câteva cuvinte, dar o să încep cu romanul pentru că, na, mai întâi am citit cartea și abia apoi am trecut la serial și la film. O să vă citesc exact de aici, de pe spate, descrierea romanului și o să vin apoi cu mai multe informații și mai multe detalii, dar o să încerc pe cât posibil să nu fiu spoiler și să nu vă stric plăcerea de a citi această carte sau de a vedea serialul sau filmul. O să las așa o urmă de mister în povestea mea. Bun, citesc exact pe spate care este subiectul romanului. Într-o America dintr-un viitor deloc îndepărtat, instaurarea violentă a unui regim teocratic creștin și escaladarea abruptă a abuzurilor acestuia ajung să priveze femeile de toate drepturile și libertățile. Ele sunt împărțite în diverse categorii, având roluri precise și sarcini stricte de îndeplinit. Din cauza natalității scăzute, există o casă a slujitoarelor, cărora le revine rolul de utere umblătoare, iar Offred face parte din prima lor generație. Offred este personajul principal feminin. O să vă explic de ce numele său este acesta și că de fapt nu este acesta numele său. O să intru în detalii imediat. Chinuită de o singurătate dureroasă, Offred se străduiește să-și reprime amintirile de pe vremea când avea o familie și o viață normală și încearcă să se resemneze pentru a putea supraviețui în îngrozitoarea lume nouă. Curând însă descoperă că regulile sunt făcute să fie încălcate și asta chiar de către cei care le-au instaurat. Povestea slujitoare este o distopie sumbră și un roman răscolitor, considerat de mulți capodopera scriitoarei canadiene. Margaret Atwood este o scriitoare de origine canadiană. Acest roman vizionar în care Dumnezeu și guvernul și-au unit forțele poate fi luat drept un volum care îi ține companie romanului lui Orwell, 1984, drept reversul lui de fapt. Așa cum am spus, Offred este personajul principal din această carte. Ei bine, da, ea este o slujitoare. Ce înseamnă lucrul acesta? Era plasată unei familii și ea trebuia să rămână însărcinată cu bărbatul familiei pentru a oferi un copil acestei familii. Evident, ea nu avea nimic de spus în această situație, nu a întrebat-o nimeni dacă își dorește sau nu să fie în această poziție. Era obligată să facă acest lucru, iar tot acest ritual de împerechiere purta denumirea de ceremonie. Înainte de a trece la fapte, se întâlneau în camera de zi, spuneau o rugăciune. De fapt, femeile nu aveau absolut niciun drept, erau private de toate drepturile. Bărbatul din familie citea dintr-o carte, spunea diverse rugăciuni, după care se trecea la ceremonie. E bine, era și soția de față, deci totul se întâmpla de față cu soția, tocmai pentru a nu se lăsa impresia că, vezi, Doamne, ea este cumva amantă sau să se întâmple alte chestii și să fie sentimente implicate. Deci scopul său era de a face un copil, trebuia să rămână însărcinată. Avea la dispoziție câteva luni, dacă lucrul acesta nu se întâmpla, mergea mai departe într-o altă casă, la o altă familie. Dacă vă întrebați de ce personajul principal feminin poartă numele Offred, e bine, pe comandantul ei, adică stăpânul, da, bărbatul din casa unde se afla, pe el îl cheamă Fred și numele său, Offred, adică al lui Fred, asta însemna că ea aparține unei anumite case, unui anumit stăpân. Ea nu mai avea absolut nicio identitate, niciun drept, trebuia doar să se supună comandantului și soției acestuia. Ea este slujitoare și toate slujitoarele, de fapt, au acest nume, Offred, Offwarren, depinde cui aparțineau. Slujitoarele, înainte de a ajunge în aceste case, trec printr-un fel de școală și acolo sunt educate de diverse persoane care se numesc mătuși, așa sunt denumite ele în carte. Fiecare poartă câte un nume, mătușa Lydia, mătușa Elizabeth. Cel mai des în carte apare menționată mătușa Lydia, care era destul de dură și destul de rea cu aceste fete și le maltrata de foarte multe ori atunci când nu se supuneau regulilor. Deci ele pur și simplu au fost adunate pentru că aveau familii, aveau copii și s-a constatat că ele sunt niște femei care pot în continuare să rămână însărcinate și să facă copii și au fost despărțite de familie, nu se știe ce s-a întâmplat cu familiile lor.
au ajuns în această școală de slujitoare, între ghilimele, iar apoi au fost plasate la diverse familii. Rolul lor era de a rămâne însărcinate. Evident că este un subiect care te revoltă pentru că nu ți se pare drept și nu ți se pare corect ceea ce se întâmplă. Și el încearcă să se revolte, dar de fiecare dată când încearcă să se revolte, situația se întoarce împotriva lor și constată că este mai bine să fie mult, mult mai atente și mult mai discrete și na, să acționeze cu totul altfel pentru a putea scăpa din această situație, pentru că el încearcă să iasă din această situație. În carte, evident, personajul feminin Offred își amintește de viața ei dinainte de a se instaura acest sistem și evident că o revoltă și vrea să scape, dar nu găsește cale de ieșire. Își aduce aminte de viața ei dinainte de instaurarea acestui sistem și nu își dă seama cum de s-a ajuns la o astfel de situație, pentru că spunea totuși că da, s-au văzut ceva schimbări, dar nu se gândea că un astfel de sistem se va instaura și că va fi nevoită să trăiască o astfel de viață lipsită de orice libertate și de orice drept. Scopul lor era ca aceste femei să poată purta un copil și să ducă o sarcină la capăt. Copilul rămânea în familia comandantului și ele erau după aceea plasate într-o altă casă, la o altă familie, pentru a oferi și acelei familii un copil. Evident că ea încearcă să afle ce s-a întâmplat cu familia ei, vrea să scape din acest sistem, caută o cale de ieșire, dar este foarte, foarte greu și de fiecare dată când cineva se abate cumva de la drumul pe care îl are, dinainte stabilit foarte, foarte precis, când cineva se abate de la reguli, îi se aplică pedepse foarte, foarte grave sau este omorât. Ea totuși observă că acest sistem, deși este foarte bine pus la punct, este foarte strict și rigid, are anumite scăpări, anumite fisuri. Constată că există un fel de piață neagră unde se găsesc anumite produse care, în mod normal, nu ar fi trebuit să se găsească pentru că era totul interzis. Și se gândește că dacă ar putea să pătrundă cumva pe această piață neagră, ar putea să afle mai multe informații despre familia ei, pentru că ea nu știe ce s-a întâmplat cu familia ei. Și ar putea eventual să-și scape din acest sistem foarte strict și lipsit de orice libertate și orice drept. Bun, deci ele erau slujitoarele, erau tratate efectiv ca niște obiecte, v-am spus, nu avea importanță felul în care ele arătau, o parte dintre ele chiar erau mutilate din cauza anumitor lucruri pe care le spuneau sau anumitor gesturi, ele erau mutilate, nu aveau voie să citească, nu aveau voie să scrie, nu aveau voie să se uite în stânga și dreapta, chiar purtau niște bonete pe cap și aici pe carte chiar se vede cum era uniforma lor, pentru că aici pe carte, da, este o uniformă de slujitoare, aveau niște bonete pe cap și nu vedeau în stânga, în dreapta, trebuiau să se uite doar în jos, nu aveau voie să circule singure, circulau mereu câte două și da, era un sistem destul de dur și destul de dificil și trebuia să ai grijă cu cine vorbești și ce spui, pentru că nu știai cine ți este prieten. De fapt, nu ți era nimeni prieten până la urmă. Nu o să vă spun dacă personajul principal feminin, Offred, nu o să vă spun dacă reușește să facă sau nu un copil. Era foarte important pentru ele, în acel sistem, în acea societate, era foarte important să facă un copil, pentru că na, erau bine văzute după aceea și erau respectate într-un fel. Nu o să vă spun dacă reușește sau nu să facă un copil, nu o să vă spun dacă reușește să scape din acest sistem, pentru că aș dorea foarte mult să iasă și să vadă, să afle ce s-a întâmplat cu familia ei, dacă mai sunt sau nu în viață. Nu știa absolut nimic despre fetița ei sau despre bărbatul ei. Vă spun doar atât, finalul pe mine m-a lăsat cu gura căscată, este un final la care eu personal nu mă așteptam, intuiam, având în vedere cum decurge acțiunea, intuiam un anumit final. Dar, da, finalul pe mine m-a lăsat cu gura căscată și nu mai intru în detalii pentru că o să spun prea multe și atunci vă stric vouă plăcerea de a citi această carte în cazul în care n-ați citit-o deja. O să trec acum la serial, pentru că imediat ce am terminat de citit romanul, am trecut la serial, eram foarte, foarte curioasă să văd serialul. De fapt, eu am aflat despre această carte, despre acest roman, am văzut trailerul serialului și mi s-a părut o poveste interesantă și am zis hai să caut cartea, să o citesc și apoi să văd și serialul. Am început să mă uit la serial. Primul sezon are 10 episoade, este încheiat primul sezon. Al doilea sezon apare anul viitor, din câte știu. Am văzut primul sezon, am văzut toate episoadele. Știu că la scenariu a participat și autoarea, deci vă puteți da seama că serialul urmează îndeaproape romanul și, într-adevăr, chiar urmează îndeaproape romanul.
Se intră mai mult în detalii și personajele sunt mult mai bine conturate în serial decât sunt în carte și mi-a plăcut chestia aceasta. Foarte rar se întâmplă, sau mie mi se pare că foarte rar se întâmplă, ca un film sau un serial făcut după un anumit roman să respecte atât de bine și atât de mult cartea. Și cred că da, serialul chiar respectă foarte, foarte bine cartea. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la serial este că s-a intrat foarte, foarte mult în detalii, mult mai mult decât s-a intrat în carte. În carte, povestea este spusă doar de către Offred, de către personajul principal feminin, este doar povestea ei și nu se intră foarte mult în detalii cu privire la viața celorlalte personaje. E bine, în serial se intră în detalii și aflăm informații despre viața tuturor dinaintea acestui sistem, nu doar despre viața pe care a avut-o Offred înaintea acestui sistem tiranic până la urmă. Mi-a plăcut foarte mult serialul și chiar vă recomand să vă uitați la serial. Anumite lucruri nu se întâmplă exact ca în carte. De exemplu, în carte Offred povestește despre anumite torturi la care au fost supuse colegele ei până la urmă, colegele ei slujitoare. În serial se întâmplă ca anumite torturi să-i fie ei aplicate, deci se exemplifică cumva tortura respectivă direct pe ea, nu se introduc celelalte personaje, dar este ok lucrul acesta, adică nu se abate, serialul nu se abate foarte, foarte mult de la carte și îmi place că serialul cumva oferă foarte, foarte multe răspunsuri la anumite întrebări cu care eu personal am rămas după ce am terminat de citit cartea, pentru că în carte nu ni se spun anumite lucruri și rămâne așa cu un semn de întrebare. Ei bine, mi-a plăcut că în serial a fost alta abordarea, s-a respectat cartea, s-a respectat aproape unul la unul cartea, dar, repet, producătorii au, sau scenariștii, în fine, s-au plecat mai mult asupra personajelor și au încercat să dea cumva un răspuns la întrebările care au rămas după roman, pentru că sunt sigură că nu sunt eu singura care a rămas cu întrebări după ce a citit cartea. Și având în vedere că scenariul a fost scris împreună cu autoarea, mă gândesc că, na, este viziunea ei și că este ok așa. Ea avea în cap deja povestea, doar a trebuit să treacă într-un scenariu de film. Bun, îmi place foarte mult serialul, abia aștept sezonul 2, sunt curioasă ce se va întâmpla în sezonul 2. Vreau să vă spun că sezonul 1 este strict ce se întâmplă în carte. În sezonul 2 nu știu la ce să mă aștept. Sezonul 1 este fix romanul. Cum se încheie romanul, așa se încheie și sezonul. Am văzut și filmul, dar nu m-am uitat la tot filmul. Am sărit așa bucăți din el pentru că nu mai puteam să văd încă o dată această poveste. Citisem cartea, văzusem serialul. Primul sezon are 10 episoade, fiecare episod ține 60 de minute, așa că nu am mai rezistat să mă uit încă o dată la aceeași poveste. Poate o să mă uit peste ceva timp și la film, peste vreo lună, două, dar deocamdată eram de fapt curioasă să văd dacă filmul respectă oarecum romanul și din câte am putut observa, da, și filmul a respectat totuși acțiunea din roman. Evident, fiind un film de 1 oră și 30 de minute, s-a mai sărit peste anumite detalii, dar în principiu și filmul urmează îndeaproape romanul. Filmul totuși se termină un pic diferit față de cum se termină romanul și față de cum se termină serialul. Nu sunt diferențe foarte mari, dar se termină totuși diferit și e bine știut lucrul acesta. Da, cam asta ar fi despre acest roman, povestea slujitoarei de Margaret Atwood, cam asta ar fi și despre serial și film. Vă spun că după ce am terminat de citit romanul, am zis că nu îmi place și m-a enervat foarte, foarte mult, pentru că, repet, am rămas cu foarte multe semne de întrebare și nu mi-a convenit lucrul acesta, dar pentru că am văzut serialul și știind că serialul, scenariul a fost scris împreună cu autoarea, mi s-a părut o completare foarte, foarte bună a romanului, acest serial, și mi-a oferit mult mai multe răspunsuri și chiar mi-a plăcut foarte mult serialul și cred că este foarte bine realizat. Rar se întâmplă lucrul acesta, dar da, este un serial foarte bine realizat. Și cam aceasta ar fi recenzia mea pentru acest roman, Povestea slujitoarei de Margaret Atwood. Ați văzut și părerea mea despre serial și despre film. Da, vă recomand romanul, vă recomand și serialul. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați citit acest roman sau dacă ați văzut filmul sau serialul. Să-mi spuneți vouă cum vi se pare. Vreau să-mi spuneți voi ce cărți ați mai citit în ultima vreme. O carte care poate v-a plăcut în mod deosebit. Dacă aveți să-mi faceți vreo recomandare, aștept în zona de comentarii impresiile voastre. Dacă v-a plăcut această recenzie și dacă vreți să mai fac astfel de videoclipuri în care să vă povestesc așa pe scurt despre o carte pe care am citit-o sau despre un film sau un serial,
Vreau să-mi lăsați un like la acest videoclip și atunci o să știu că da, a fost pe placul vostru și o să mai fac astfel de videoclipuri. Deci aștept din partea voastră un like, un share, vreau să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat deja canalului meu de YouTube. Mă puteți găsi pe toate rețelele social media cu ID-ul Chicken Quest scris într-un cuvânt și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!